Lucrările de modernizare a blocului operator au fost demarate de curând, iar primele 3 săli de operații modernizate din cele 8 existente vor fi date în funcțiune în luna septembrie. Restul vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Aici vom merge secvențial. Am început cu sectorul post-operator pentru a putea fi eliberat una din sălile de operații și sperăm ca primele 3 săli să fie date în funcțiune undeva în luna septembrie. După trebuie să mergem treptat, activitatea nu poate fi întreruptă și mergem asta și cu șantierul și cu activitatea medicală în continuare. Modernizarea și dotarea blocului operator al Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou costă 2 milioane de euro. Banii provin atât de la Ministerul Sănătății cât și de la Consiliul Județean Suceava.